despre cum să ai o dietă variată în post. Doamna doctor Anca Hâncu ne dă mai multe variante. Bună dimineața! Bună dimineața! Dacă tot am învățat să spălăm foarte bine toate vegetalele, putem să ne pregătim un meniu de post foarte variat, foarte plăcut și nu în ultimul rând gustos. Mi se pare dificil, pentru că, de exemplu, a venit postul, eu sunt dependent de carne sau așa mă autodeclar. Bine, postul mă hotărăsc să-l țin, dar în capul meu nu există multe variante pe care le-am la îndemână. Ce adevărul ce e că nu sunt foarte multe variante și dacă nu știm să mâncăm corect, va fi foarte greu pentru că apare foame. Apare senzația de foame că nu reușim să ne săturăm, neavând carne, neavând brânză, ouă sau lactate. Și atunci ce facem? Mâncăm, ni se face foame, mâncăm doar o mâncare de urzici cu mămăliguță, ni se face foame, după care ne repezim la prima gustare spre dulciuri, dulciuri sau chipsuri și zicem da, chipsurile sunt de post, dulciurile sunt de post și iată că de fapt ne facem rău și până la urmă ne îngrășăm în post. Și cum putem forma un meniu pe o zi? Hai să încercăm să avem un meniu sănătos, o masă de prânz. Începem cu o supă ciorbă de lobodă, ne aduce și fier, ne aduce și minerale și vitamine și începem așa, va fi foarte bună. Putem să punem o felie de pâine lângă? Punem, sigur că punem. Ne văd că nu avem aici pâine, dar putem să punem o felie de pâine. Deci, după care avem o masă, felul principal. Ei, la felul principal vom combina diverse legume vegetale, avem aici, dar ne aducem și carbohidrați cu absorpție lentă, ne aducem orez, orez integral, combinăm cu ciuperci și deja mai avem sursă de proteină, pentru că proteina ne lipsește, proteina animală și va trebui să o înlocuim cu proteină de origine vegetală, care nu este atât de completă. Avem aici o mâncare de fasole, dar dacă nu putem mânca tot postul în fiecare zi fasole. Și atunci ce mai facem? Cartofi prăjiți. Nu. Cartofi copți. Nu. Linte. Linte, o supă de linte sau năut, uite aici, punem în salată bobițe de năut, mai aruncăm boabele de năut, le combinăm cu legume și cu orez, le combinăm cu spanac. Spanacul este sursă de fier, are și câteva puține proteine, dar combinat cu năut va fi deja un meniu mai bun. Și pentru cei pe care poate îi deranjează puțin, îi mai balonează și năutul și fasolea, mai venim cu altă sursă de proteine, arată așa cam ciudat, dar... Ce brânz zică e acolo? Nu, e chiar tofu. Zic că e tofu. Okay. E tofu, îl putem găti la grătar, îl putem găti, el poate fi afumat. Important este, singur nu are gust. E destul de greu, dar îl putem combina și preia din gustul salatei, din gustul legumelor și important are, este sursă de proteine complete, la fel ca și quinoa. De asemenea, e bine de știut, când combinăm cerealele integrale, mai putem pune ovăz dimineața mai ales și mai avem sursă de proteine și în hrișcă. Hrișca, care este foarte bună, foarte gustoasă, nu se folosește atât de mult în bucătăria românească, dar e o sursă și ieftină și gustoasă. Și carbohidrați, că am vorbit de proteine? Aceste surse, aceste cereale ne aduc și carbohidrații și proteinele sunt cu totul. Important este carbohidrații să nu ne luăm cartofii pai care să fie plini de ulei, să ne luăm acești carbohidrați cu absorpție lentă și nu să trecem spre dulciurile rafinate cu foarte mult zahăr pentru că nu avem suficientă energie. Deci trebuie să ne aducem energie combinat. Dacă, de exemplu, m-am hotărât să țin post, dar sunt și o persoană care merge des la sală de 3-4 ori pe săptămână și vreau să cresc. Ce alimente să nu-mi lipsească? Nevoie de mai multă energie și să nu-ți lipsească nuci, alune, migdale pe care le poți combina chiar cu fructe uscate. Orezul poți să-l mănânc în fiecare zi? Orez poți să mănânci, poți să alternezi, cum am spus, cu quinoa, cu hrișcă, nu trebuie chiar în fiecare zi orez. Poți să-mi pun la fiecare cu mămăliguță, chiar masă, și cu paste. O porție mică? Orez cu paste, a spus? Nu. Să-l alternezi cu paste. Se părea o idee bună, o porție de paste cu o mână de orez? Nu. Ok? Și dacă nu fac totuși sport deloc, la ce nu ar trebui să mă Dacă nu fac sport deloc, mă limitez la cantități mai mici. Mănânc mai multă supă, mai mănânc salată, mănânc poate un sfert sau jumătate de aici, dar nici n-aș vrea să dăm recomandări pentru persoanele care nu fac mișcare. Pentru că nu există persoane care nu fac mișcare. Ba da, există foarte mult. Într-o lume utopică. Pentru că noi ar fi bine să învățăm să facem mișcare, o plimbare. Începem cu 10 minute, cu 5 minute,
minute, cu 20 de minute. Mai urcăm câteva scări în loc să luăm liftul și tot înseamnă ceva. Și scurt pe final, pentru că am văzut aici castraveții murați sau murăturile în general? Castraveții murat va da gust bun lângă tot ce vedeți aici și este o sursă de probiotice și prebiotice, pentru că are vegetalele, și probiotice, și ne asigură o sănătate intestinală în așa fel încât să avem digestia corectă. Perfect. Doar lângă preparate, nu singure, pentru că dacă mă lăsați mai merge și singur seara, dacă ți se face poftă de ceva dulce, mai bine iei un castravete murat. Așa fac și eu. Mulțumim foarte mult. Deci se poate, dacă vrei să ții post, te organizezi, ai aici o grămadă de variante și cu siguranță există și mult mai multe și se poate. Adina, tu